vă creșteți copilul? Cum este viața de mamă singură? Nu e ușoară. Nu e ușoară deloc. Aveți lacrimi în ochi. Da, e un subiect mai sensibil. Ne descurcăm. Vă pot întreba cum de-ați ajuns mamă singură? Oh, e o poveste prea lungă. Ei, așa s-a nimerit. E o poveste prea lungă. Și dureroasă? Cam da. În câteva cuvinte, spuneți-mi ce s-a întâmplat. Scurte cuvinte, nu mi-am dat seama cu cine fac copilul. Adică este o persoană foarte nocivă pentru mine, pentru copil. Este narcisistă și ei sunt perfecți. Cât timp ați îndurat calvarul? 5 ani. El are 4 ani jumate. Cum au fost acești 5 ani? Groaznici. Cum ați reușit să scăpați din ea? N-am reușit să scap încă. Încă n-am reușit să scap. Încă vă caută, vă urmărește? Nu, e mai complicat. E... Nu știu dacă cunoașteți genul acesta de persoane. Nu e neapărat că te caută. Da, iubirea mea. Te trage cumva înapoi și datorită faptului că noi nu prea avem spațiu, du-te la peștișor, mami, că noi nu prea avem spațiu, el are foarte mult spațiu și se pare că, na, copilul suferă din lipsa spațiului. Chiar, na, nu este foarte ușor. Locuiesc într-o garsonieră cu el și cu mama mea, care e bolnavă, e nevăzătoare. Și cam, na, nu o să reușesc să scap niciodată, nu știu când, dacă pot să scap de asemenea oameni, chiar nu pot să-mi dau seama. Simona trăiește în iad de 5 ani de zile de când l-a cunoscut și s-a îndrăgostit de tatăl copilului ei. Timișoreanca spune că la început bărbatul a fost omul perfect, dar apoi zi după zi măștile începeau să-i cadă și din bărbatul tandru și atent, cel căruia i-a dăruit un copil, a început să o umilească, să îi distrugă încrederea în ea și chiar să o bată, spune printre lacrimi Simona. Da. A fost și agresat? La un moment dat, da, înainte să facă el un an. Din nou, fără niciun fel de motiv, adică pentru ei tot timpul este un motiv. Ei sunt mai aparte, ei cred că ei sunt Dumnezeu și privesc de sus în jos la oameni, ei sunt perfecți, ei nu greșesc niciodată. Doamnă, dar autoritățile nu vă ajută nici într-un fel? Nu, se pare că de data aia chiar nu s-a atât de supărată, cred că, sau n-am fost atât de supărată pe situația în sine, mă rog, nu pot să zic că n-am fost, cât am fost pe autorități. Au venit 7 polițiști și toți l-au crezut pe el. Pentru că eu eram isterica care urla cu copilul în brațe după ce el m-a bătut. Da, mama. Da, poți, mami. Și oamenii legii n-au văzut urmele de violență pe dumneavoastră? Nu, că la momentul respectiv chiar au fost așa o chestie de 10-15 minute. A doua zi m-am dus, am fost și la IML, am scos certificat medico-legal și mi-a zis polițaiul că pot să mă șterg la fund. Cum așa, doamnă? Simplu. Iar unul dintre dânsi în seara, chiar în seara în care a venit, au venit, mi-a cerut să-i dau declarație și tot dânsul a fost cel care mi-a zis: haideți, doamnă, că dumneavoastră femeile dramatizați că și-am trecut printr-un divorț. Zis, nu te-am chemat aici să-mi povestești problemele tale. Te-am chemat să rezolvi o problemă de-a mea, că de-aia ești o autoritate și ar trebui să iei măsuri. N-au făcut absolut nimic. La un an de zile m-au chemat să semnez o hârtie. N-am avut răbdare, ăsta era mic, avea un anișor și nu aveam atâta timp la dispoziție și răbdare să stau să citesc, am semnat-o și mi-am dat seama că am semnat că mi-am retras plângerea. Adică ei asta au urmărit, să haideți că nu-i nimic, cam așa se rezolvă. Și chiar dânsul mi-a zis că nu am ce să fac nici măcar cu acel certificat, am cerut inclusiv să se aplice distanța respectivă. La momentul acela, chiar a fost cazul. Cum ați descris acești 5 ani de când îl știți? Înfiorători. La modul că am ajuns să mă îndoiesc de mine, de orice fac, orice, tot timpul mă întreb, am ajuns să-mi pun eu singur întrebări dacă e bine sau nu e bine, dacă gătesc ok sau nu gătesc ok, dacă l-am îmbrăcat ok sau nu l-am îmbrăcat ok și așa mai departe. Deci mi-a distrus încrederea în mine, n-aveam eu foarte mare nici înainte, dar el mi-a pus-o la pământ. Simona a avut o viață grea de mică. A fost crescută de 2 părinți nevăzători, dar spune că i-a crescut cu toată dragostea pe ea și pe fratele ei. Acum tot ce vrea este să uite de drama prin care a trecut și care o chinuie, însă nu se poate rupe complet de tatăl copilului ei, ea locuind într-o garsonieră mică cu mama sa nevăzătoare și copilașul ei.